Pe raza județului Suceava, în perioada 28-30 iulie, au fost organizate mai multe măsuri de ordine și zeci de filtre rutiere pentru a spori creșterea gradului de siguranță. În noaptea de 29 iulie spre 30 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în doar o oră, au verificat 265 de autovehicule și au testat 131 de șoferi, în urma cărora au reținut 4 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare și totodată au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.250 de lei.